Bun găsit! Ne aflăm în perioada din an în care dăm startul sezonului de cumpărături pentru sărbătorile de iarnă, iar fenomenul de Black Friday contribuie în mod major. Despre alegerile românilor în privința produselor pentru îngrijirea personală, dar și despre schimbările de consum din domeniul beauty în retailul online de la noi, discutăm astăzi cu Loredana Grigoraș, e-commerce and marketing manager al unei companii românești care activează în domeniul produselor cosmetice profesionale. Bună dimineața, Loredana! Bună dimineața, Bianca! Bine te-am găsit! Spune-mi, te rog, din perspectiva voastră, cum a arătat întreg fenomenul acesta de Black Friday? Black Friday este un eveniment mult așteptat în România, pentru care ne-am pregătit tot anul. Am înregistrat peste 80% trafic din mobile și aproximativ 60% plăți cu cardul. Magazinele fizice, în ciuda restricțiilor, au înregistrat vânzări peste anul trecut. Online am înregistrat aproximativ 15.000 de comenzi, cu aproximativ 40.000 de produse vândute. Noi având în portofoliu aproximativ 12.000 de produse de la peste 70 de branduri. Sunt românii mai deschiși la cumpărăturile online în ceea ce privește îngrijirea personală? Ce ai observat? Da, în mod clar a fost vizibil abordat trendul do-it-yourself de achiziționarea produselor cosmetice profesionale pentru servicii de înfrumusețare acasă. Comparativ cu anii trecuți, îți pare că e o creștere în acest sens? Da. Inclusiv s-a observat în categoria de skincare, categorie care și-a dublat valoarea pe perioada pandemiei. Dacă ar fi să facem un top, ce au cumpărat românii cel mai și cel mai mult de Black Friday? Categoria cu cel mai mare share din business a fost categoria de îngrijire a părului, urmată de categoria de îngrijire a pielii, care, așa cum spuneam, și-a dublat valoarea pe timpul pandemiei, dar și celelalte categorii de make-up, dispozitive de îngrijire a corpului și de unghii au crescut și ele în această perioadă. În același timp, bănesc că ați făcut și investiții pentru a menține acest flux de comenzi. Exact. Noi ne-am focusat pe un model de business de tip omnichannel. Practic, am încercat să-i oferim clientului aceleași servicii atât online cât și offline. Și asta a presupus integrarea tuturor sistemelor, atât din e-commerce cât și din retail, lucru care oferă o coerență din punct de vedere politică de preț, promoțională și implicit un program de fidelitate integrat. Spune-mi, te rog, dacă s-a schimbat de-a lungul timpului experiența utilizatorului sau cam care ar fi cea mai bună experiență de cumpărare online la momentul actual? Noi ne-am îmbunătățit continuu toți pașii din Customer Journey. Practic am pornit prin construirea unei platforme de online cu cât mai multe funcționalități pentru a oferi o experiență de shopping cât mai bună clientului. Ne-am focusat pe prezentarea produselor și implicit a brandurilor în pagini dedicate, oferind un content cât mai solid. Imagini, descrieri complexe, video, produse complementare, similare. Totodată am venit în ajutorul clientului cu o consultanță specializată, un customer chiar bine pregătit, care să ofere suport în vederea alegerii produselor dorite. Îmbunătățirea platformei pentru a ușura procesul de navigare a constat și în îmbunătățirea filtrelor și a unui search cât mai intuitiv pentru client. În același timp, sunt lucruri pe care clienții încă nu le văd? Da, întotdeauna există o zonă de front-end și o zonă de back-end, cum le spunem noi in-house. Și pentru a oferi această experiență de shopping, a trebuit să migrăm platforma de e-commerce de pe Magento 1 pe Magento 2 pentru a procesa mult mai rapid comenzile și, practic, pentru a urca la o tehnologie de un alt nivel. În același timp, în tot ce înseamnă livrare, care este al doilea cel mai important factor pentru client în procesul decizional de a face o achiziție online după preț, am introdus un nou sistem în depozit pentru a procesa comenzile într-un timp mult mai rapid și implicit pentru a ajuta colegii să facă picking-ul și o nouă platformă de curieri care integrează pe toți din piață, oferind astfel posibilitatea sistemului de a aloca comanda curierului cu cel mai rapid timp de procesare și livrare. Vine o perioadă aglomerată, perioada Crăciunului, sărbătorilor. Ce așteptări aveți pentru luna decembrie? Așa este, ne pregătim campania de sărbători, ne vom focusa pe îmbunătățirea serviciilor și implicit încercăm să conturăm această experiență de shopping cât mai plăcută pentru clienții noștri. Mulțumesc, Loredana! Mulțumesc și eu, Bianca! Acesta a fost momentul din Trend IT. Noi ne vedem și mâine, pe curând!